Deci, exact acolo se ajunge. Bun. Eu aici am trecut de poate de gradul 2, minim și maxim. Aici cred că asta ați urmărit. Asta am vrut să se da. Când am și punctat, da. Și când am minte minim și când am minte maxim. Eu trebuie să duc, o să fac un binom. Nu e bine spus ecuația de gradul 2. Ce scriu acolo? Expresia sau funcția de gradul 2. Expresia. Expresia acelei x, în care x-ul e la a doua. Punem problema minimă și a maximă, nu? Da. Și asta ați avut deseori ieșițele astea. Asta am vrut să punctez eu. Am plecat de la ce? Acolo cu ideea de x mai mare egal decât 0, care ar fi x de alt. Nu? Și punctul de nu l-am mai făcut până la urmă, pentru că ați calculat acolo un... E de la o banalitate. Adică locuia pe x în expresia găsită. Da. În final. În final, sigur că da, nu în forma aceea. Da, da, am dorit să mă întâmplă la pătrat. Și ar fi era sigur. Bun. Deci, arătați. Arătați că e mic egal cu numărul ăsta, e mic egal cu 10 plus. 10 plus. 3 radical din 3 plus 2 radical din 2 la a doua. 3 radical din 3 plus 2. 2 radical din 2. Totul nu de la 10, nu de la 6. Totul la a doua. Plus 7 radical din 2 modul. 6 radical din 2 modul. Din 2 radical din 3 minus 3 radical din 2. Este pătratul unui număr natural. Egal. Pe pătrat, pătrat, perfect. Este pătrat, perfect asta. Miruna, cum ai de gând? Ne desfacem, o hainăm. Pur și simplu lucrăm, nu? Momentan, da. Altceva nu văd. Deci vine 10. 3 la 2 ori 3, adică 27. Plus 12 la egal din 6. Deci, practic, egal din 6, e bine. Da, plus 8, da. Plus 6 la egal din 2. Ori, le băgăm sub radical. Ar fi radical din 4, radical din 12 minus... Așa, modul. Hai să lăsăm așa, modul. Radical din 12 minus 9, 2 radical din 18. Egal cu pătrat perfect. Vă luăm de la început. Egal cu pătrat. Lucrăm. Da, pe asta zic. Vă luăm de la început. Egal cu 10. Egal cu 10. 10 și 9. 3, 7 și 8. 45. Egal cu 45. Plus 12 radical din 6 plus 6 radical din 2 pe lângă. 12 radical din 6 plus 6 radical din 2 pe lângă. 3 radical din 2 minus 2 radical din 3, corect. Așa. Radical din 12 minus radical din 18 se vede că e negativ și se schimbă. Modulul asta îți face. Da? Deci 3 radical din 3 lângă 3 radical din 2 minus 2 radical din 3. Egal cu mulțim. 45 plus 12 egal din 6 plus 45 plus 12 egal din 6 12 radical din 6 puteam să adunăm 12 cu 6? Da, am putut să da. Da. Sigur că da. Adică, nu... Ce-ai spus? Ei, ce vreau să spun? N-ai putat. Spuneam să... Sau să scoatem un factor comun. Un radical din 2 și un 6. Din ăștia doi. Suma de ani. Nu, da, să desfacem. Vorbește mai. Întrebarea este dacă putem scoate un factor comun pe 2 radical din 2, nu cei 2. Păi nu, că e mulțire. Așa, asta are obligația lui aici. Desfacem paranteza și tot, da? Bun. Deci plus 12 radical din plus... Plus 18 ori 2. 18 ori 2, adică 3, 6. Da. Minus? Minus 12 radical din 6. Minus 12 radical din 6. Minus 12 radical din 6, minus 12 radical din 6,
Și avem 45 plus 36, care dau... 81, care dau 9 la 2. Și este pătrat și este. Ce a avut autorul până aici? Aluminiu modul. Ah, se vadă spuștarea modulului. Deci asta a fost important. Adică, și bine, modul din X e egal cu acolat. Rămâne așa X când X e pozitiv. Rămâne așa ce e întrebare. Sau egal cu minus, cu semnul opus, toată expresia. Minus X pentru X negativ. Deci când vedem că aici dă un rezultat negativ, schimbăm semnul. Ca să facem subiectul 3, subiectul 3 e ștept, da? Da, da. Nu mai este la maximum. Sigur că da. Deci începe geometria. Da, începe geometria. La algebra, în la cele 5 chestiuni, hai să trecem în revistă din nou. Unde vi s-a părut din mai interesant? Deci 1, 2, 3, 4 și 5. La 4. La 4, ce a fost acolo? Cu aceea, că e mai mare ca 0 tot timpul, nu? Și cred că observația pe care a făcut-o a fost importantă și apoi ritmul. Că ai văzut binomul la pătrat repede. A fost x minus 2, a dat cu x... Exact, nu desfacem, trebuie să observăm. Sigur, privim. Stăm pe deasupra ieșitului un pic și aruncăm privirea să vedem ce este acolo. Subiectul 3. În prima problemă. Figura numărul 2, figura 2, reprezintă suprafața unui teren în formă de pătrat, A, B, C, D. Deci, desenul și un pătrat. Deci, subiectul 1 aici, nu? Da. Un pătrat. A, B, C, D. Un teren suprafața unui teren. Da, care are lungimea noastră de 120 de metri. 120 metri. O lasă, da? Un rond circular, e în mijlocul pătratului. De ce? Un rond, un cerc circular, plantat cu flori, în formă unui disc de centru O. Deci aici, în mijloc, chiar în mijloc, s-a fost un rond. Un rond cu flori. Sub formă unui disc de centru O, unde O este intersecția lui AC cu BD. Deci trebuia să duc de acolo. Da, întâi, după aceea. Și iată, de-a care s-a întâmplat în punctul ăla. Și acum, exact cercul să-l duc așa. Rondul de front. Raza acelui rond, 10 metri. Raza. Da. Notați cu E și F. În ipoteză. A, B, C, D. A, B, C, D, băta A. A, B, 120. A, B, egal 120. Și notați, vă rog, cu E și E, domnul profesor, pe A, de la A înspre cerc E. Aici, da. E. Locul E. Și E F deasupra, înspre cerc, așa, F. F. Da? Și atunci raza O, E, este egal cu 10. O, E. O, așa, O, E. O, E, egal cu 10. 10. Da. Pe restul terenului, ce înconjoară rondul cu flori, s-a cultivat gazon. Deci, pe partea asta, așa, gazon. Da. Da. Se consideră cunoscut faptul că pi este egal cu aproximativ 3,14. Așa, le dăm. Mi se dă pi egal cu 3,14. Știm noi și așa. Calculați, amic. Area suprafeței plantate cu flori. Deci area cercului, da, area cercului în centru O și rază 10, egal cu 5. B. Arătați că suprafața plantată cu gazon este 14.086 metri pătrați. Suprafața înseamnă area pătratului minus cercul, nu? Da. Deci area, area gazon, hai să zic, gazon, da. Vizit, când plantat da. Gazon înseamnă aria lui ABCD minus aria cercului de centru O și rază 10. Și la C, dacă E și F sunt punctele de intersecție între diagonala AC și cercul de centru O, calculați distanța parcursului de un gândac pe traseul segmentul segmentul
segmentului o fi AE, pe traseul segmentului, pe traseul segmentului. Așa. Pe traseul segmentului AE. AE. Semicercul EF. E, segmentul FC. Așa. Pe traseul. Segmentul. Da. AE, EF. Și... Da. Și segmentul FC. Da. Aici are... Hai să-l desenăm. Deci când dată pleacă pe traseul. Aici. AE. EF și FG. Da. Ăsta e traseul gând acolo. Și ce nu e așa? E FG, așa. Punct. E un adic, ce nu e? Păi, nu sunt, sunt ca ce flori. Dar cu insecticiul, cu distanța, cu distanța. Și mi-a plăcut. Dacă e și intră cu cupre de insecticie, așa, calculați. Distanța făcută de un gândac pe traseul. Așa. Segmentul AE, semicercul EF, de asta s-a luat așa, da? Da, da. Semicercul EF. Da, și... ești geometrie, mă. Deci asta, asta, asta e. Da. Doar. Primul punct. Are acel. E egal cu pătrață. Pi e pătrat. Are acel cu este egal cu? Pi e pătrat. Pi, 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 și egal cu pi, ori euro știm, nu? 10, da, pătrat, adică 3,14 ori 10, ori 100, și face Maria pe 314 metri pătrați. Care înseamnă că sunt centimetri pătrați, Miruna? Nu cu aproximativ aici sau în fix? Dacă e vreodată. Pi egal cu 3,14 și puncte, puncte, puncte. Așa, așa cum e, da? Atunci, și eu trebuie să spun puncte, puncte, dacă vreți, dacă nu zic aproximativ egal. Ca să... A, dar unii la autori, 3,14 și fac până într-un șir și atunci zici egal. Am înțeles. În centimetri? Mai adăugăm 6,0. Deci în centimetri. Mai adăugăm 6,0. Păi de la metri la centimetri 100. Da. Așa. Și 100 ăla de două ori, 40. 40. Deci face 314 și 40. Aproximativ de aici. Ce este metru? Nu, de aici permit. Deci de la metru pătrat egal acum, Adi. Că am fost zis aproximativ egal la aici și de aici e egal. Aproximativul s-a lăsat aici, la momentul ăsta. Care înseamnă, adică mai pus problema, câți hectare? Câte hectare mult. Vedem. 314 metri pătrați, câte hectare? 0,0314. Hectare, da? Da. La parte, nu? Da. Hectometru sau hectare? Hectometru. Da, hectometru. Hectometru. Pătrați. Și micul de pătrați. 60 centimetri pătrați, da? Da, da. De. Toate să le ducem. Hai, ce miște. Da, Maria. Facem Maria pătratul care e iar pătrat. Adică 120 metri. 120 la pătrat, da, 20 pătrați. 120 pătrați, că mă până la sfârșit. Da, minus. Minus? Minus 314. Corect. 314. Și face cât? 314. 1,44 la adevărat, că 20 la pătrat. Urmat de 2,0. Minus 314. Și acum vedem exact ce trebuie. 6, 8, 0, 1, 4, 4, da? Da, 86 metri pătrați. Asta este suprafața, alea suprafeției cu gazul, da? Și acum gândam. Calculăm pe AE, pe AE știm să calculăm, pe FC știm să calculăm. Hai să calculăm pe A cu EF. Deci AE știm? AE știm.
Cum? Mergem într-un unghiul AOB, aflăm pe AO. AOB. Într-un unghiul AOB care este oscel. Sau poți duce și la AOB, că e același. Păi nu cădeați voi. Mergem într-un unghiul AOB, există oscel, aflăm pe AO. Și în AO scădem EO, aflăm pe AE. Și în brasa? Scădem brasa, aflăm pe AE, analog și în VG. Iar pentru EF, lungimea cercului e 2pi. 2pi împărțit la 2 și aflăm EF. Lungimea lui EF și ăla e... Numai pi. Da. 2pi era, numai pi. Da. Deci, pentru gândac... Traseu gândacului, spune domnul. Așa, traseu. Gândac. Înseamnă A, liniuță E, liniuță E, punct, liniuță C, adică ăsta e traseu, prin punctele acestea. Și înseamnă AE plus EF, no, capul de C, jumătatea de C, și plus FC, care înseamnă de două ori AE, că F, AE, FC, deci de două ori AE, plus lungimea cercului pe 2. O doime din lungimea cercului. Și AE, AO cu cine este egal? Ia să vedem. AO. Cine vorbește? Miruna. AO la a doua. Iar este egal la noi pe 2. Putem chea Miruna. Copilul ești. Da. Ține, da. 120 la a doua egal cu 2 AO la a doua. 120 la a doua. Deci 120 la a doua. Egal cu 2 AO la a doua. De 2 ori AO pătrat. AO pătrat egal cu 2 la 5 AO de 15 la a doua. Adică îl descompun? Da, am descompus. De ce echivale? AO la a doua. A, O, la a doua, ori 2, hai să luăm așa, ori 2, face 12, ori 10. 14.400. Dar de ce se deja pătrat? De ce facem aici? A, să scriem sub formă de putere, că așa lucrăm și noi, mai interesant. Deci 120, pot să zic că este 3, ori 4, ori 2, ori 5. Că trebuie să fac 12. 2 ori 5, 10. Totul la pătrat, fiecare la pătrat. Așa. Și acum, observăm că putem simplifica printr-un 2. 2 de aici. Aici pot să zic 2 la câte? 2 la 4. 2 la 6, nu da. 2 la 4. Era 4. Acum 2 la 3. 2 la 4. Păi cum am simplificat? Și simplificăm printr-un 2 și îmi rămâne 2 la 5. Deci AO echivalent, va spune că AO pătrat este egal cu 2 la 5. 2 ori 2 la 4, ori 3 la 2, ori 5 la a 2. De unde AO simplu? AO simplu face, extragem radicalul și vine 3 ori 5 ori 2 la a doua, radical 2. 60 și radical 2. Ai zis 60, radical 2. De 3 ori 5, 15 ori 4, 60, radical 2. Ăsta este AO. Și acum din AO scădem EO, care e 10. AO. Deci, zicem, A e egal cu 60 radical din 2, minus 10. Minus 10. Și ca acum, dăm 10, fac cum? Da. 10 și vedem că 6 radical din 2, minus 1. Hai să dăm 10 pe lângă 6 radical din 2, îi dăm maxim, minus 1. Bun, a, și egal cu F, fugă, și egal cu fugă. Și egal cu fugă, dacă. Și acum mergem să-l aflăm și pe EF, care am zis pe EF. Deci lungimea cercului. Lungimea cercului, știu că e 2 pi r. Și atunci nu fac decât să mă duc aici. Și de 2 ori a e, continuă și 2 ori a e. Care am zis noi, 2 ori 10 pe lângă 6 radical din 2 minus 1.
Doar 10.6 la care 2 plus 1. Plus. Plus. Pi. Pi. Pi, 10 pi, nu? Pi ori raza, adică 10 pi. 10 ori 3,14. Așa. Și acum e cald. Și acum... E cald, nu știu, să facem cu... Să facem un 10 factor cu un moment. Da. Da? 10 pe lângă. 12 la egal cu 2 minus 2. Plus 3,14. 3,14. Lăsăm așa, nu? 14. Am ce le faci. De regulă, să lasem minus 5,14, nu? Deci, se zice minus pi ca să fie egal la ceva, dar dacă autorul se dea pi, ca fiind 3,14. Da, nu trebuie să folosim, dacă nu îl dădea... Dacă nu îl dă, spui pi. Minus. Și ce, dacă l-a dat, trebuie să zicem? Dacă ți l-a dat, sigur că da. Așa trebuie să faci. Să mă pui și nu l-a dat degeaba. Da? Deci, e cum? Zici acum 3,14, că așa au zis. Și atunci, zicem aici, egal aproximativ. Egal aproximativ. Și atunci o să zic că e egal mai limbatic cu 10, pentru că 12 radical din 2, minus, cum ai zis, 5,14. Și așa e viață, n-am ce face. Da? Da. Asta e. Da, da, nu? Asta a fost traseul. Dar nu trebuia când am fost la semnare de primul rol de profesor? Da, da. Pentru că a cerut semicercul, trebuie să fie semicercul. Dacă nu zicea semicercul. Dacă zicea EF, traseul AE, EF și FC, se ducea de-a dreptul? Am luat două raze. Păi, dar atunci ce rost mai avea să punem cercul? Pentru că aș fost la C. Exact, da. Și s-au gândit la... Și AC-ul diagonala. Corect, da. Și s-au gândit așa, spate, dar știu ei lungimea cercului, știu ei lungimea cercului de cerc. Aici asta o vedere. Că e jumătate din cerc. Și scriu. Da? Deci aici nu putem spune. A fost vorba de pătrat, cerc, nu? Pătrat, cerc, aia pătratului, aia cerului, lungimea cerului. Da? Da. Și problema a doua, acum așteptam, da? Voi gustați să-l dați, să-l dați, nu în galbul? Nu. Da? Păi dacă așa unul doar putea să copii, mă mergeam. Nu, nu mai putea să copii. Vedeți că... Cum se jurnesc acum, că mă duc la casă. În timpul pauză. Da? În timpul pauză. Bine. Da. Frați? Da. Ce să ce problema a doua, de la Iisus. Pe doi. În figura 3 este determinat punctul A pe genii bilateral. În ipoteză. Deci, în ipoteză. A pe ce punct bilateral. A, B, C. Și cum e bilateral. Și punctul D, care este în exteriorul planului A, B, C. D. În exteriorul planului A, B, C. Aparține exterior. A, B, C, da? Latura trunchiului echilateral are lungimea de 8 cm. AB egal cu 8 cm. AD egală cu BD egală cu CD. AD egală cu BD. Și egală cu CD. Egal cu CD. Și egal cu 6 cm. 6 cm. Iar G1 și G2 cu G1 și G2 sunt centrele de greutate în trunchiurile ACD respectiv ABD. G1 centru de greutate a trunchiului ACD. Și G2, centrul de greutate a trunchiului ABD. ABD. În concluzie, calculați area trunchiului ABD. ABD egal cu cine? B. Demonstrați dreapta G1, G2. B. A, o fost asta, B. B. Demonstrați că dreapta G1, G2 este paralelă cu tanul ABC. Tanul A, B, C. Și la C, calculați măsura unghiului dintre dreptele G1, G2 și AC. G1,
Măsura mântului, domnule, să puneți măsura. Da, măsura mântului, între G1, G2 și... La ce? A. Punctul. Așa. Până atunci. Uite, acum ar fi figura, dacă vreți să vă uitați. Ei fac așa. Da. E același lucru, făceam și noi. Dar dacă ei oferă chestia asta, o facem și noi. Deci un triunghi. Mergem. Un triunghi e echilateral, așa spus, nu? Da, da, da. A, B, C. A, B, C. Și punctul D e în afara... Așa. A, D. Și D, C. Cu D, A. Și cu D, B. De C, D, A, D, B sunt toate de aceeași măsură. Acum, sper că nu e vreo confuzie. Adică, nu cumva gândiți ce D cu ce A să fie egală cu mai cât D, A, C cu D, A și cu D, B. Aici, trebuie să-l luați mai sus, da? Hai să-l luăm mai sus, dacă. Are fel de piramide, nu? Da, ca o piramide, sigur că da. Și piramide în ce altceva să fie. E o piramidă triunghiulară, regulată, nu? Piramidă triunghiulară, regulată. De. 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 Nu pot auzi. Poate dacă noi înțelegem că într-o piramidă triunghiulară regulată, când ne spune că triunghiul de bază este echilateral și că muchile toate de A, de B și de C sunt egale, ne transmite ceva. Știți voi ce ne spune? De A, de C și aceste egale. Așa spune, că de A, de B și de C. De B și de C sunt egale. Ce mesaj vrea să spune? Că este tetraedru. Nu. Că e o piramidă triunghiulară. Da, și unde pică înălțimea? În mijloc. Exact, în? Centru de greutate. Centru de greutate a triunghiului de bază. Deci faptul că, Miruna, dacă n-ar fi picat, n-ar fi anunțat că de A e de B, de C, și ar duci pică așa pe undeva înălțimea, n-ar mai fi fost. De ce n-ar mai fi fost de A cu de B și de C egale? Pentru că de la O la B, la O la A și la O la C nu mai sunt egale. Păi, dacă ne zice că triunghiul AFC e echilateral aici și că de exterior înseamnă că e piramidă triunghiulară regulată? Da. Și dacă piramidă triunghiulară regulată... Atenție! Dacă ne adaug că BD, AD cu BD și cu CD e egal, nu ci piramidă triunghiulară. Dacă ne adaug, asta nu e. Că nu e. Că poate să fie așa. Am un triunghi echilateral aici, în jos. Da. Și uite cum fac lucrurile, tot aici în alții. Și atunci... Este o piramidă. Tot triunghiulară. Tot triunghiulară. Mai este regulată? Este o piramidă triunghiulară. Baza de jos este ce este un triunghi lateral. Dar n-am mai spus că astea sunt egale. Și atunci nu mai am informația că pică înălțimea chiar în centru. Dar ea a zis că e tetraedru, e tetraedru? Nu este. Păi nu este, asta îi zic. Deci vorba de tetraedru, pentru că fețele sunt triunghiuri. Isoscele. Isoscele. Nu mai sunt echilaterale. Atenție! Da? Deci, din cauza că DA cu DB cu DC, fără să fie egal și cu AB în continuare sau cu DC, nu am de a face cu tetraedru. Deci fețele nu sunt triunghiuri echilaterale. Sunt isoscele. Sunt triunghiuri isoscele. Cu baza un triunghi, de care un triunghi? Echilateral. Da? Asta un triunghi echilateral. Și acum? AB8. ABD. E. A, B, D. Dar nu ne luăm, nu facem G1 și G2? A, să scrim toate, să scrim toate ipoteza. Deci, G1 e al lui CD. A, C, D. Păi, că am zis că e piramidă echilaterală. Să mergem de puțin ce e. ACD, ce e? ACD este? Deci, ACD e echilaterală, ca din mijloc, ca compozitate. Ce e G1? L-am uitat.
prin centru de greutate. Și ai zis și în orice de mama pece. Lateral. Deci am clarificat că DCA, DAB și DBC sunt triunghiuri isoscele. Clar, da, pentru toată lumea. Și acum, centru de greutate. Ce ești mai? Două trimii de bază și două trimii de bază. Intersecția cui? Asta nu, asta e ortocentru. Medianilor, nu? Păi trebuie să știți copii, sigur, de acum. Deci, înălțimea e ortocentru. Bun. Mediatoarele sunt, ce aveam, centru de greutate? Vezi, Miruna, vă scormărește în colțușorile, în colțușorul tău din memorie. Niște lucruri și ele joacă festa. Exact. Dar dacă ai fi, a fost atentă când s-a discutat, ce este mediatoarea unui, mediatoarea unui segment? Perpendicular a piept și ne parte în jumătate de lungime. Perfect. Deci, mediatoarea unui segment A, B, e perpendiculară pe mijlocul segmentului. Da. Ce calitate au punctele să de distanță de capete? La egală distanță de capete. Acum, într-un triunghi, când duc mediatoarele laturilor, deci A, B, C, da. Mediatoarele laturilor, adică duc mediatoarea lui BC. După dreapta, perpendiculară pe BC. Și toate punctele de mediatoare au calitatea că sunt la egală distanță de capete. Și ăsta, și ăla, și așa mai departe. Orice punct. Pe urmă duc mediatoarele la AC. Asta zicem indice BC. Adică mediatoarea lui BC, am notat-o că e indice BC. Mediatoarea lui AC, din nou perpendiculară, dusă, nu trece prin vârf, cum nu și cealaltă nu a trecut. Așa asta, o să notăm că e indice AC. AC. Ele două s-au întâlnit într-un punct. Ce calitate au din punctul ăsta? Ei și pe prima și pe a doua. Pe la o treime de bază și două trei. De ce te-a pus să vorbești dacă nu o știi sigur? Mai trebuie să constatăm. Este pe mediatoarea asta. Fii pe mediatoare la egală distanță de capete. De B și de C. Este și pe cealaltă. Deci la egală distanță și de A și de C. N-am mai pornit lecția, mai se registrează, dar mai sunt în direct. Da. De acum s-a dus. Final. Ei, fiind la egală distanță și de A și de C, punctul acesta, și de A și de C, de fapt e la egală distanță de cele trei puncte. Dacă O ăsta, să notăm, e O, B, U, O, C. O, C, U, O, A. Nu e clar că o ai, că tu obiești, că tu obiești. Da. Ce? Ce sunt atunci dacă e un punct la egală distanță de un punct, la egală distanță de cele trei? Sunt raze acum. Și atunci este vorba de centrul cercului care trece prin vârfurile triunghiului. Ce cum scris? Este vorba de centrul cercului, ai spus bine, circumscris. Da? Centrul cercului circumscris. Notăm. Hai să notăm. Intersecția secția mediatoarea da, intersecția mediatoarea liniuță centrul cercului intersecția mediatoarea indică centrul cercului. Cum am zis? Centrul cercului? Circumscris. Și ca să înțelegeți, centrul cercului care trece prin vârfurile triunghiului, da? Circumscris și în paranteză, cercul trece prin vârfurile triunghiului. Ca să văd, O, A, O, B, O, C sunt raze. Deci centrul cercului circumscris, în paranteză, pe
înțelesul vostru, cercul trece prin vârful triunghiului. Cu înălțimea calificatului, lor tot centru, da? Centru, o știm. Interziția mediatoarelor mi-a indicat centrul cercului? Circumscris. Hai să vedem cu bisectoare. Bisectoare. Interziția e bisectoare? A unui unghi. Bisectoare a unui unghi. O parte de genunchi, dar alte două cu creierul. Așa, parte unui unghi, da? Și două unghi. Să luăm un triunghi. Mai întâi, iau un singur unghi și vreau să duc bisectoarea. Deci, așa stai unghiul, X, O, Y. Bisectoarea a spus că parte unghiul în două unghiuri concurente. Adică unghiul ăsta, cât ăsta? Știți voi ce... De ce proprietate se bucură punctele de bisectoare? Da, și ăsta se bucurează la egală distanță. Adică e... dacă duc din punctul mânt perpendicular așa, și rătesc cu mântul 1 și cealaltă mânt 2, și care? M1 egal cu momentul. Da? Deci punctele de bisectoare sunt la egală distanță de laturile unghiului. Scriem? Da? Uitați-vă. Punctele de bisectoare sunt la egală distanță de laturile unghiului. Punctele de bisectoare sunt la egală distanță de laturile unghiului. Și acum, hai să duc bisectoarea unghiului acesta. Ai A, B și C. Dacă duc bisectoarea unghiului acesta, toate punctele de pe bisectoare, ce calitate au asta de aici? Vor fi la egală distanță de la toate unghiului. Indiferent la care mă opresc. Distanța așa și cu asta, egală. Mă duc în altă parte, eu duc iar și care. De acestui unul, da? Hai să duc și partea asta la altă. Bisectoarea. Cele două bisectoare s-au întâlnit într-un punct. Hai să zicem I. Am notat cu O centrul, punctul acela de intersecția mediatoarelor și notez cu I intersecția bisectoarelor. I, dacă se află pe bisectoarea din C, distanța de aici, așa, da? I, notez asta cu IB. I, indice B. Că e de pe bisectoarea dusă, da? IB și asta altă să notez I, indice piciorul, de fiică aici. I, indice C, piciorul. Și atunci spun așa, că fiind pe bisectoarea unghiului din C, aceste două sunt egale. Dar este și bisectoarea unghiului acesta, din B. Deci cu asta va fi egală. IC cu IA, să zic. Și atunci, dacă IB egal cu IC, IC egal cu IA, nu toate trei între ele? Da. Și atunci ce sunt astea dacă sunt puncte la egală distanță? IA și IB și IC sunt? Raze. Devin raze. Și atunci ăsta e centrul cercului înscris. Înscris în triunghi. Că, nu? Și el este tangent. Acest cerc este tangent la laturile triunghiului, chiar în punctele de, în care plecă picioarele. Picioarele din I, locul de o am dus perpendicular. Deci, intersecția bisectoarelor indică centrul cercului înscris. Da? Repetăm. Înălțimilor indică cercul, centru, mediatoarele cercul înscris, bisectoarele, centrul cercului înscris,
Și mai au rămas medianele, care indică centrul de greutate. Deci notăm intersecția medianelor. Intersecția medianelor ne indică centrul de greutate. Dar ce aia e mediană? Din mijloc pe latura... Vârful cu mijlocul opus. Este interesant. Deci centrul de greutate înseamnă așa. Dacă v-ați imagina o placă de metal cu aceeași densitate, totuși grosime și vorbim, și ați duce mediană și ați agăța cu un fir, el rămâne în echilibru. De aia se cheamă centrul de greutate. Deci pe lângă acela nu se dezechilibrează. El, hai să vedem cum se găsește. Deci, A, B, C. Duc mediana din vârful A. Da? Și mediana din vârful B, să zic. Și aici ăsta e centrul de greutate. G. El este situat pe fiecare din mediane, pe mediana din vârful A, la o treime de bază și rămân două treimi față de vârf. La fel față cealaltă. Și pe mediana din B, la o treime și rămân două bucăți deasupra. Și cealaltă care trece pe aici și tot mediană. Congruența medianelor indică centrul de greutate. Să notăm. Congruența medianelor indică centrul de greutate al triunghiului. Congruența medianelor, centrul de greutate al triunghiului. Și spuneți, situat la, pe fiecare din mediane, deci situat pe fiecare din mediane, la o treime de bază și două treime de vârf. Deci la o treime de bază și două treime de vârf. Haideți să devenim un problem. Că dacă nu-mi dădeați de lucru, mă duceam în problemă foarte. Dar am trebuit să clarific. Ăsta e rostul întâlnirii noastre. Când am sesizat că există o slăbiciune, trebuie să rezolv problema. Da. Da. Maria, e vorba de G1, centrul de greutate ar fi în grad CD. Ce trebuie să ducem în triunghiul CD? Mediane. Deci mă uit la triunghiul CD, iau mijlocul lui AC, am dus prima mediană, să notăm aici cu mână să fii, duc și pe cea de-a doua mediană, doar două din ele ne duc. Și ele se întâlnesc în punctul AN și se întâlnesc în punctul G1, dacă așa zis. G1. Centrul de greutate. Fiind triunghi isoscel, sigur că DM este și înălțime și mediană și mediatoare de parte. Apoi C2, centrul al triunghiului ABD. ABD. După fel. ABD, nu? Da. După A. Pe D, mână, E. Și respectiv din A, să zicem F. Mediana G2. Și punctul de intersecție G2. Și iată că am găsit centrul de greutate a celor două triunghiuri. Aia la BD, A, începe de acum așa și am găsit. A, B, D. Dar ce știu mai A de deocamdată? Știm A, B, D, B și A, D. Sigur că da, dar eu aș lua triunghiul ăsta deoparte, pe inghiul ăsta.